creștere și conseamnă abilitatea de a influența. Și sigur că nu este o noțiune care ne mută din punctul de vedere etic. Nu. De a influența lucrurile, de a influența lucrurile bine. Și leadership-ul este, în final, cel care face diferența între excelență și mediocritate. Nimic altceva. Că luați țări, că luați organizații, că luați colectivități, este singurul lucru care face diferența. Faptul că sunt niște oameni care demonstrează leadership și că la un moment dat hotărăsc să facă ceva și există un grup care îi urmează și împreună transformă lucrurile. Pentru că asta este, de fapt, leadership. Este transformat.